Bun găsit! Infecțiile nozocomiale sunt cele pe care pacientul le dobândește în timpul spitalizării. De ce plecăm de fapt bolnavi după o internare, ne explică imediat epidemiologul Sergiu Tașinski. Tot acum vedem și cine se face vinovat de o astfel de situații, dar și cum putem preveni astfel de infecții. Care ar fi cauzele infecțiilor nozocomiale din spitalele din România? Sunt două cauze mari și late ale infecțiilor nozocomiale, a infecțiilor în general. Cauză ce țin de pacient, cauză endogene sau cauză exogene. Factorii ce țin de pacient, în primul rând, țin de starea lui de sănătate, de starea lui de imunitate. Cauzele exogene care țin de personalul medico-sanitar, facilitatea în care se desfășoară actul medical. Spitalele românești. 1. 2. Personalul care își desfășoară activitatea în acele spitale. Intervențiile la care este supus pacientul, complexitatea acestora. E una să te internezi pe secția de terapie intensivă, de exemplu, și alta e să te internezi pe secția de recuperare medicală. Riscul de a contracta o infecție este mult mai mic în recuperare medicală. Normal. În spital ar trebui să se folosească dispozitive și echipamente de unică folosință, chiar dacă sunt mai scumpe. Per total, folosirea acestor echipamente, chiar dacă sunt mai scumpe, la un moment dat se constată că investiția merită, fiindcă se reduc infecțiile nozocomiale. Reducându-se infecțiile nozocomiale, se reduce costul tratamentului pacientului. Și mai puțin pacienți, desigur. Absolut. Și care ar fi totuși cele mai periculoase infecții pe care le putem lua într-un spital din România? Toate infecțiile sunt periculoase. Depinde cum reacționează fiecare pacient la acea infecție, cum reacționează organismul lui și în ce stadiu este el de sănătate. Dacă vorbim de periculozitate în România, am putea să spunem că o infecție cu un germene multă rezistentă este mult mai periculoasă decât o infecție cu un germene, hai să-i spunem, banal. Gândiți-vă că un pacient care ia chimioterapice sau un pacient transplantat care are imunitate zero, poate deceda de la un germene banal care, culmea, este la el în organism. Asta este clar că totul ține și de imunitatea noastră și de starea de sănătate pe care o avem. Dar voiam să ne dați și niște exemple de infecții pe care le putem dobândi. Infecțiile pot fi, începând de la infecția de plagă chirurgicală, terminând cu infecția de sferă genitală, sferă neurologică. Fiecare sistem de organe are infecțiile lui. Și totuși, când ne putem da seama, după ce ne-am externat, că infecția pe care o avem este din spital? Definiția generală a unei infecții nozocomiale este orice infecție apărută la minim 48 de ore de la internare, cu mare, mare probabilitate este infecție nozocomială. Sigur, sunt și excepții care nu vreau să le ating acum, dar în general, vorbim la modul general, după 48 de ore, dacă un pacient internat face o infecție, probabilitatea este mare să fie nozocomială. Și totuși pacientul se întreabă imediat, apoi e vină. Dacă eu ies cu mașina pe stradă și fac un accident, apoi este vină. Este un risc asumat, poate sună prea dur. Un pacient când se internează în spital își asumă niște riscuri. Ce putem face noi, cadrele medicale, autoritățile, este să reducem acest risc la minim. Deci putem controla oarecum. Suntem obligați să controlăm. Prin ce? Să facem ce? Să le luăm așa cu liniuță. Cadrele medicale, vorbim de cadrele. Cele mai multe infecții se transmit prin intermediul mâinilor murdare. Bun, deci să ne spălăm pe mâini. Spălatul pe mâini este un monument din acest punct de vedere și toate cadrele medico-sanitare au trecut în fișa postului și au obligația legală să respecte toate regulile privind prevenirea infecțiilor nozocomiale. Spălatul pe mâini este cel mai ieftin. Este cea mai ieftină metodă de a preveni transmiterea unui microb din punctul A în punctul B. Mănușile de unică folosință, să știți că fac parte din actul medical. Faptul că porți mănuși nu înseamnă că nu trebuie să te speli pe mâini. Mănușile sunt de unică folosință.
și s-ar putea să vedeți în spital când intrați personal medico-sanitar care poartă mănuși de unică folosință în afara actului medical, ceea ce este incorrect. Greșit. Mănușa de unică folosință se pune înainte de a atinge pacientul sau înainte actului medical. Ai efectuat actul medical, ai scos mănușa de pe mână, după care te speli pe mână. Personalul medico-sanitar, corpul medical, are obligația să respecte niște reguli indiferent unde își desfășoară activitatea. Mulțumim mult pentru informații. Ne revedem și mâine, să sperăm fără infecții.